Conform Buletin de Timișoara, Alianța Dreapta Unită și componenta sa locală, Timișoara Unită, primește o lovitură dură după ce Partidul Liberal Timiș, condus de consilierul local Raul Ambruș, și-a anunțat zilele trecute retragerea din alianță. Uniunea Bulgarilor din Banat anunță că nu mai sprijină Alianța Dreapta Unită și candidatura lui Alin Nica la Consiliul Județean. Deputatul Uniunii Bulgarilor din Banat, Gheorghe Nacov, spune că bulgarii din Timiș vor susține candidatura lui Alfred Simonis la funcția de președinte al Consiliului Județean.